Vitamine duhovnicești PILDA 2 Un tânăr se plimba de-a lungul căii ferate. La un moment dat, și-a prins piciorul între șine într-o groapă cu pietre. Vine trenul, iar tânărul nostru începe să se roage. Doamne, promi că mă las de băutură dacă îmi scos piciorul. Nu se întâmplă nimic. Doamne, promi că renunți la băutură și la țigări dacă mă ajuți. Nu se întâmplă nimic. Dumnezeule, n-am să mai beau, n-am să mai fumez și n-am să mai înjur niciodată, promit. Nu mă lăsa să mor aici, te rog. Imediat piciorul se eliberează și tânărul scapă din fața trenului chiar în ultima clipă. Băiatul exclamă fericit. În cele din urmă a rezolvat singur problema. Știam eu că nu există Dumnezeu a spune despre Dumnezeu că își întoarce fața de la păcătoși, e ca și cum mai spune că soarele se ascunde de cei orbi. Sfântul Antonie cel Mare, vitamine duhovnicești. Vitamine